Și acum exerciții pentru membrele inferioare cu Oana și Alexandra. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Din ce în ce mai grele exercițiile voastre, dar facem față. Facem. Da? Ce înseamnă exerciții pentru membre inferioare? Ce lucrăm și ce obținem? Lucrăm toate grupele de mușchi, lucrăm toate articulațiile, toate grupele de mușchi. Obținem musculatură frumoasă, picioare frumoase, picioare neobosite, antrenare pentru vara ce urmează. Gata, așa facem. Hai să ieșim după aia la plajă și la soare. Ok. Bun, cu picioarele depărtate, da. Ținem spatele drept. Coborâm în poziție de genuflexiune, asta înseamnă undeva la 90 de grade. Cine poate. Ok? Da. Sărim puțin deasupra solului și revenim în genul. Ok, aha. Și încă o dată. Sus. Și menținem câteva secunde și încă o dată sus. Ok, bun. Și încă o dată. E ca desenele animate. Da, bun. Sunt puțin... Bine, ne mai și distrăm. E foarte bine că ne exact. Mai și distrăm. Ne așa. Trezim puțin. La realitate. După serie de abdomene, de... lucru pentru brațe, lucrăm și picioarele. Perfect, de acord cu tine. Mai departe. Ok. O altă mișcare, picioarele depărtate. Da. Coborâm în genoflexiune. Ne ridicăm și ridicăm mână, cot opus. Ok. Și din nou. Jos, sus, cot, braț. Și încă o dată. Jos, sus, cot, braț. Și încă o dată, jos, sus, bun, și încă o dată, și sus, bun. O altă combinație de exerciții, o serie de exerciții de genoflexiune. Ok, mergem prin fandare, lateral, venim în genoflexiune, menținem câteva secunde și pornim prin fandare lateral. Și... genu, lateral, genu, lateral și genu, lateral și menținem câteva secunde. Ideal ar fi să se facă în serii de câte, pentru început de 25, cam 30 și încă o dată și gata și ne oprim. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Aici mai am de lucrat? Aici mai avem de lucrat, dar întotdeauna pe... De ce? Pentru că picioarele sunt întotdeauna obosite. Că stăm pe tocuri la serviciu, că alergăm toată ziua, prin casă trebuie... Știi, e culmea, da? Pentru că ele sunt cele mai antrenate. Dar și cele mai obosite. Da, exact. Și atunci uite cum se lucrează mai greu. Mulțumesc tare mult pentru prezență! Mulțumim și noi! Ne revedem și în luna mai! Că din ce în ce mai aproape vine sezonul cald și vrem să fim cât mai în formă, nu? Corect. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și noi. Dragii mei, Dr. H, merge mai departe, nu uitați de premiile noastre și de cuvântul cheie. Adresa de e-mail și pagina de Facebook vă stau la dispoziție.